Bună dimineața! Bine ați revenit la sediul de campanie misiunii Promolex de monitorizare a legilor pentru funcția de președinte Republicii Moldova, care au fost organizate ieri la 1 noiembrie 2020. În cele ce urmează, voi prezenta principalele constatări ale misiunii pe diferite aspecte ale procesului electoral, dar înainte de a trece nemijlocit la partea de prezentare a conținutului constatărilor, aș vrea să fac câteva comentarii generale. În primul rând, vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor colegilor noștri, observatori pe termen scurt, observatori pe termen scurt din statici care au stat în secțiile de votare și au monitorizat procesul electoral de la deschiderea secțiilor de votare până la totalizarea rezultatelor. Pentru observatorii noștri din echipele mobile care au monitorizat procesul electoral în secțiile de votare unde nu am avut observatori statici și traseele către aceste secții de votare. Evident, nu pot trece cu vederea să nu aduc mulțumiri pentru colegii noștri observatori pe termen lung, operatorilor care au procesat toate datele colectate de la observatorii noștri pe termen scurt în ziua alegerilor și, evident, colegilor din echipa centrală care au reușit să totalizeze și să pregătească cele comunicate publice pe care le-am transmis atât ieri cât și azi pentru toți cei interesați de mersul procesului electoral. Evident, mulțumiri separate, în special pentru alegătorii și colegii din mass media care au dat dovadă de activism, dedicație și pe alocuri și înțelegere față de acele aspecte mai puțin plăcute ale procesului electoral. Și în ultimul rând, cred că trebuie să mulțumim cu toții tuturor colegilor implicați în desfășurarea scrutinului, funcționarilor electorali, colaboratorilor poliției, reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, care și-au îndeplinit conștiincios atribuțiile și au reușit să organizeze scrutinul în așa fel încât, chiar dacă au fost atestate anumite incidente, ele să fie aplanate în regim de lucru și să facem tot ce este posibil împreună cu toții, așa încât astfel de incidente să fie cât mai puțin în turul 2 de scrutin, să nu se repete în turul 2 de scrutin. Evident, vreau să subliniez suportul pe care l-am primit, atât financiar cât și tehnic, de care a beneficiat misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor din partea partenerilor noștri internaționali. Este vorba de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID, Fundația Soros Moldova, Consiliul Europei și colegii noștri din Platforma Europeană pentru Alegeri Democratice, EPDI, prin intermediul cărora distribuim și aducem la cunoștință publică în traducere simultană și sincronă, după caz, a conferințelor de presă pe care la care participăm astăzi cu toții. Reiterez scopul rapoartelor noastre și constatărilor noastre care au fost. Sunt, în primul rând, prevenirea anumitor încălcări pentru viitor, informarea publicului despre procesul electoral și sesizarea oficială a autorităților, în special organelor de drept și organelor electorale, așa încât să fie întreprinse măsuri pentru neadmiterea unor astfel de situații în viitor. Eu cred că o concluzie generală a acestui scrutin este clară și este evidentă pentru toată lumea.
și o să-mi permit să anunț înainte de totalizarea rezultatelor pentru întreg scrutinul. Parlamentul Republicii Moldova are obligația morală să implementeze mecanisme alternative de vot, așa încât toți alegătorii care vor să voteze, care beneficiază de acest drept și vor să voteze, să poată să facă acest lucru, nu doar prin metodele tradiționale care ne-am deprins noi până la momentul de față, prin prezentarea directă la secția de votare, dar și prin mecanisme alternative. Pentru următorul scrutin obișnuit, cel mai probabil, ar fi bine să fie puse pe tapet în prim plan inițiative legislative care să permită alegătorilor din Republica Moldova și nu doar din Republica Moldova, în special atrag atenția la conaționalii noștri din diasporă, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în regiunea transnistriană și multe alte categorii de alegători care nu au reușit să ajungă la secțiile de votare din diferite considerente. Câteva aspecte despre metodologie, la ceea ce voi prezenta în continuare. Am reiterat de fiecare dată pe parcursul acestei campanii că în ziua alegerilor noi vom disloca 608 observatori statici care vor monitoriza procesul electoral de la deschiderea secției de votare până la totalizarea rezultatelor votării în secții de votare aflate sub controlul efectiv al autorităților constituționale și în acest eșantion, din acest eșantion, sunt excluse secțiile de votare, 42 secții de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistriană și respectiv cele 139 secții de votare unde au votat alegătorii noștri din diasporă. Marja de eroare a eșantionului nostru este de plus minus 1,8 puncte procentuale și respectiv noi am încercat să extrapolăm acele incidente care au fost atestate de observatorii noștri în secțiile de votare unde am avut observatori pe întreaga țară, așa încât să vedem cam cât de multe incidente ar fi fost atestate dacă am fi avut în fiecare secție observatori. Cam asta este metodologia generală și ultimul comentariu legat de metodologie, la final, atunci când vom face comparații cu rezultatele preliminare oficiale anunțate de Comisia Electorală Centrală, comparațiile se vor face cu totalul rezultatelor și nu doar cu cele din plan național. Pentru că la momentul de față este destul de complicat pe pagina Comisiei Electorale Centrale să încercăm să facem calcule paralele anume cu secțiile de votare deschise în țară. Și respectiv comparațiile vor fi făcute cu totalul din toate cele 2143 secții de votare. Așadar, să trecem în revistă principalele constatări ale observatorilor. Dacă vorbim de amenajarea secțiilor de votare, dacă o să vorbim despre amenajarea secțiilor de votare pentru asigurarea respectarea distanței sociale de un metru între funcționari electorali, observatorii noștri au raportat 37 de cazuri în eșantion, în care aceste prevederi se pare că au fost încălcate, ceea ce înseamnă că situații similare puteau să se întâlnească cam în 111 cazuri la nivel național. Dacă vorbim de triajul funcționarilor electorali prezenți, observatorilor și altor subiecți implicați în procesul electoral care se află permanent în secția de votare, observatorii noștri au raportat cel puțin 14 cazuri în eșantion, ceea ce înseamnă că asta ar însemna că la nivel național sunt circa 40 de cazuri sau ar fi putut să fie 40 de cazuri. Dacă vorbim de accesibilitatea secțiilor de votare pentru persoanele cu dificultăți locomotorii, atunci observatorii noștri au raportat 231 de cazuri
în care secțiile nu erau accesibile în totalitate, ceea ce înseamnă că la nivel național sunt cel puțin 759 secții de votare total inaccesibile. Dacă vorbim de asigurarea secțiilor de votare cu agent termic, cel puțin 275 cazuri din eșantion, colegii au raportat că secțiile de votare nu erau încălzite corespunzător, ceea ce înseamnă că la nivel național sunt cel puțin 909 cazuri similare și pe această cale aici cifrele sunt cele mai mari. Vreau să atrag atenția că pentru turul 2 de scrutin ar fi bine ca toate autoritățile responsabile să întreprindă măsuri pentru a trece de acest handicap și de a asigura suficient cu agent termic secțiile de votare, pentru că deja probabil o să fie un pic mai frig. Deschiderea secțiilor de votare mai devreme de ora 7 sau cu întârziere. Aici vreau să fac o precizare importantă. Întârziere noi nesemnificativ am considerat de câteva minute și respectiv colegii noștri au raportat cel puțin 100 cazuri din eșantion, ceea ce înseamnă că cam 316 cazuri la nivel național. Secțiile de votare au fost deschise fie mai târziu, fie un pic mai devreme, câteva minute, de ora 7:00, așa cum este planificat conform legislației. Prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri electorale din raza secției de votare, adică 100 de metri de la local, 7 cazuri din eșantion, ceea ce înseamnă că ar trebui să fi fost observate 24 cazuri la nivel național. Acces restricționat pentru observatori sau obstrucționarea procesului de observare liberă, 2 cazuri din eșantion, dacă extrapolăm în plan național, ar însemna că ar fi fost posibil să se întâmple cam 6 cazuri la nivel național. Nesigilarea corespunzătoare a urnelor de vot sau ruperea, deteriorarea sigiliilor, 8 cazuri în secțiile de votare din eșantion, ceea ce înseamnă că putem estima circa 26 cazuri la nivel național. Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în raza secției de votare sau în incinta acesteia, 17 cazuri în eșantion, putem estima cel puțin 50 cazuri la nivel național. Întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale atunci când asta este necesar, conform legislației, actelor normative aprobate de Comisia Electorală Centrală, 9 cazuri în secțiile de votare din eșantion, ceea ce înseamnă că cam 33 de cazuri estimate la nivel național. Restricționarea accesului în secția de votare pentru alegătorii care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute COVID-19, 7 cazuri înregistrate în eșantion, ceea ce ne permite să estimăm circa 24 cazuri la nivel național. Restricționarea accesului în secția de votare pentru alegătorii care nu au mască, mănuși de protecție în context COVID-19, 4 cazuri din eșantion, ceea ce ne permite să estimăm cam 13 cazuri la nivel național. Zvonuri, tentative sau chiar situații de oferire a recompenselor materiale pentru exercitarea votului în perimetru de 100 de metri al secției de votare, 5 cazuri atestate în eșantion, ceea ce înseamnă că putem estima circa 16 cazuri la nivel național. Agitație electorală sau PR negru în rază de 100 de metri de secție de votare, 5 cazuri eșantion, putem estima 12 cazuri la nivel național. Transportare organizată a alegătorilor, 11 cazuri din eșantion, înseamnă că putem estima cel puțin 37 cazuri la nivel național. Acte de violență sau intimidări ale alegătorilor sau altor persoane implicate în procesul electoral, 5 cazuri este înregistrate în eșantion, putem estima circa 37 cazuri la nivel național. Deficiențe în funcționare SEAS alegeri, suspendarea funcționalității, etc., 15 cazuri în eșantion și aici probabil e o eroare matematică, un pic mai mult de 14 cazuri estimate la nivel național.
deficiențe în listele electorale, 21 cazuri eșantion, putem estima 40 cazuri estimate la nivel național, fotografierea buletinilor de vot, alte încălcări ale secretului votului, 36 cazuri în eșantion, putem estima 57 cazuri la nivel național. Votarea nejustificată în grup, 10 cazuri din eșantion, putem estima 96 cazuri la nivel național. Încetarea, suspendarea nejustificată a votării în secția de votare, 3 cazuri eșantion, 9 cazuri estimate la nivel național. Refuzul eliberării exemplarului procesului verbal de numărare a voturilor, 13 cazuri putem estima la nivel național. Cam astea au fost principalele incidente raportate de colegii noștri de către observatorii statici care au monitorizat procesul electoral în cele 608 secții de votare din eșantion. Acum putem să vedem cine a fost responsabil de admiterea acestui incident, cine a cauzat incidentul. Vedem că în 92 de cazuri, adică cel mai des incidentele sunt cauzate de alegători, pe locul 2, funcționarii electorali, 59 cazuri, funcționarii publici, 24 cazuri, observatorii, 14, candidații, 10 și alte persoane, 52. Cine a fost afectat de incident? Potrivit observatorilor noștri, în mare parte cei mai afectați de incidentele au fost alegătorii, 100 de cazuri, pe locul 2 candidații 35 cazuri, observatorii 30 de cazuri, funcționarii electorali 16 cazuri, funcționarii publici 4 cazuri și alte categorii de persoane 66 de cazuri. Pe această imagine putem să vedem și să facem comparație dintre diferite tipuri de scrutin în baza rezultatelor incidentelor raportate de observatorii Promolex de la scrutinerile anterioare și extrapolarea despre care am vorbit astăzi în plan național. Deci se observă destul de simplu, alegerile prezidențiale, comparația este făcută cu alegerile prezidențiale din 2016, ambele tururi de scrutin, alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 și alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, conform estimărilor naționale din eșantion. Deci, după cum vedeți, cele mai multe incidente au fost constatate de observatorii noștri la alegerile parlamentare, 1020 cazuri. Dacă vorbim de alegerile prezidențiale, estimarea pentru alegerile prezidențiale din acest an ar fi fost 489 incidente, adică un pic mai mult decât în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016. Și aici se observă anumite aspecte care pot fi scoase în evidență. Vedem că doar în anumite cazuri singulare se atestă creștere, în mare parte descreștere pe majoritatea tipurilor de incidente. Deci creștere avem pe votarea nejustificată în grup, de la 83 la 96, avem prezența nejustificată a persoanelor neautorizate de la 46 la 50 și avem, dacă nu greșesc eu, doar încă pe o singură dată, de la 34 la 37 acte de violență sau intimidarea alegătorilor sau alte persoane. Deci cam astea sunt incidentele pe care am avut pe care putem zice că sunt atestate creșteri, în rest fluctuațiile sunt invers în sensul descreșterii acestora. Aici o să vedem evoluția scorului candidaților în funcție de numărul proceselor verbale
procesate, cu roșu sunt și galben sunt primii doi candidați, cu verde al treilea, cu roșu este domnul Igor Dodon, cu galben Maia Sandu și cu verde Renato Usatăi. Deci, după cum vedeți, diagramele respective nu scot în evidență careva fluctuații inexplicabile și asta înseamnă că în linii mari prelucrarea rezultatelor și totalizarea a fost în limita celor obișnuite și normale. Dacă e să totalizăm rezultatele din țară, încă o dată repet, din țară, cu excepția secțiilor de votare de peste hotarele țării și cu excepția secțiilor de votare din regiunea transnistreană, președintele în exercițiu, domnul Dodon, a obținut un scor un pic mai mare ca Maia Sandu, ea fiind pe locul 2 și pe locul 3, domnul Renato Usatăi. După cum am zis, noi am avut și observatori în diasporă și am încercat să facem exact aceleași procedee matematice ca să vedem dacă au fost fluctuații inexplicabile și în secțiile de votare din diasporă, chiar dacă ele nu au fost incluse în graficul precedent. Vedem că în diasporă pe locul 1 s-a situat doamna Maia Sandu, pe locul 2 Renato Usatăi și pe locul 3 președintele exercițiu domnul Dodon. Și aceeași situație sau aceeași comparație cu secțiile de votare din stânga Nistrului, vedem, iarăși subliniez, nu sunt incluse în primul grafic 608 eșantion național, alegătorii din stânga Nistrului, aici suportul principal a venit pentru președintele în exercițiu, domnul Igor Dodon, locul 2 Maia Sandu și locul 3 Renato Usatăi. Și acum datele preliminare ale numărării voturilor pentru fiecare concurent. Iarăși subliniez acest lucru. Rezultatele noastre se referă doar la secțiile de votare constituite pe teritoriul țării, cu excepția secțiilor de votare din regiunea transnistreană și secțiilor de votare unde au votat alegătorii din diasporă. Potrivit eșantionului nostru, președintele în exercițiu Igor Dodon a acumulat un scor în țară de 35,56 puncte procentuale, pe locul 2 Maia Sandu 33,73 puncte procentuale și mai jos vedeți rezultatele sau comparațiile cu rezultatele totale pe țară anunțate de către Comisia Electorală Centrală. Locul 3, Renato Usatăi, 16,64 puncte procentuale, conform eșantionului Promolex, 16,90 total pe țară, conform datelor CEC, 6,22 doamna Violeta Ivanov, potrivit eșantionului Promolex, 6,49 în baza datelor anunțate de Comisia Electorală Centrală. 3,08 puncte procentuale eșantion Promolex pentru domnul Andrei Năstase, 3,26 puncte procentuale conform datelor anunțate de Comisia Electorală Centrală, 2,12 puncte procentuale Octavian Țicu, 2,01 datele anunțate de Comisia Electorală Centrală. Domnul Tudor Deliu, 1,45 puncte procentuale eșantion Promolex, 1,37 puncte procentuale datele preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală. Domnul Dorin Chirtoacă, 1,2 puncte procentuale, atât conform eșantionului Promolex, cât și potrivit datelor anunțate de Comisia Electorală Centrală. Am repetat și de fiecare dată venim cu comentarii atunci când sunt erori în procesele verbale
completate de funcționari electorali. Reiterez, noi am avut și am inclus în acest calcul 608 secții de votare unde am avut observatori statici. Deci, din totalul de 1962 de secții de votare monitorizate în țară, respectiv, într-o secție de votare, noi nu am primit procesul verbal și în 27 de cazuri, 27 de secții de votare, procesele verbale recepționate de observatorii Promolex și transmise în adresa noastră informațiile conțin anumite erori în formulele matematice care sunt stabilite de Comisia Electorală Centrală. Pentru că Comisia Electorală Centrală a stabilit mai multe erori de verificare a conținutului proceselor verbale. Respectiv, putem să încercăm să vedem care sunt erorile, tipurile de erori. Pentru formula de verificare, dacă numărul de alegători care au primit buletinii de vot este mai mare sau egal de cu numărul de alegători care au participat la votare, avem un singur proces verbal eronat. Legat de formula de verificare, dacă numărul de alegători care au participat la votare este egal cu numărul buletinelor de vot declarate nevalabile și acelor numărului total de voturi valabil exprimate, avem 9 procese verbale eronate. Pentru formula, dacă cifra care reflectă diferența dintre numerele buletinelor de vot primite de alegători și numărul alegătorilor care au participat la votare este egală cu numărul de alegători care au primit buletini de vot și minus numărul de alegători care au participat la votare, sunt 6 procese verbale eronate recepționate de observatorii Promolex. Formula, dacă numărul buletinelor de vot declarate nevalabile este egală cu numărul de alegători care au participat la votare minus numărul de vot, numărul total de voturi valabile exprimate, avem 9 procese verbale eronate. Dacă numărul de buletine de vot coincide eliberate primite de biroul electoral secției de votare coincide cu numărul de alegători care au primit buletini de vot minus numărul de buletini de vot neutilizate și anulate, sunt 12 procese verbale eronate și cu regret avem 14 procese verbale eronate la scor în care numărul total de voturi valabile exprimate nu este egal cu numărul total de voturi valabile exprimate per fiecare candidat. Și ultima formulă de verificare, 12 procese verbale eronate, numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate, în mod normal trebuie să corespundă cu numărul de buletinelor de vot primite de birou electoral al secției de votare, minus numărul de alegători care au primit buletini de vot. Deci, după cum am menționat și reiterez încă o dată, în total avem 27 procese verbale eronate. Sunt procese verbale care au erori la o singură formulă de verificare și sunt procese verbale care au erori la una sau mai multe formule de verificare. Cam astea sunt principalele constatări ale noastre pentru această dimineață. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Respectiv și potrivit datelor colectate de observatorii Promolex și totalizate în paralel și parțial în baza eșantionului despre care am menționat de către echipa centrală a misiunii Promolex, este evident că niciun concurent electoral nu a obținut scorul suficient pentru a câștiga din primul tur de scrutin și suntem în situația în care o să fie necesară organizarea turului 2 de scrutin deja după anunțarea rezultatelor finale de către Comisia Electorală Centrală și în turul 2 se vor duela candidații Maia Sandu și actualul
președinte, domnul Igor Dodon. Cam astea au fost principalele noastre constatări. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și reieșind din faptul că cel mai probabil Comisia Electorală Centrală va anunța turul 2 de scrutin, o să vă așteptăm peste aproape 2 săptămâni, vineri, la orele 10:30, la următoarea conferință de presă, în care o să venim cu ultimul raport intermediar despre mersul campaniei pentru turul 2 de scrutin. Astea fiind spuse, dacă sunt careva întrebări, în cazul în care nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă urez o zi liniștită tuturor, sănătate și ne revedem peste 2 săptămâni aici, la următoarea conferință de presă. Mulțumesc mult!